Discutăm puțin și despre chirurgia MOS. Ce este chirurgia MOS și cum se spune chirurgia MOS sau microchirurgia MOS? Cred că cel mai comun termen este chirurgia MOS. MOS vine de la numele doctorului care a inventat această metodă, îl chema Frederick Moss și a dezvoltat această metodă în Statele Unite în anii 30, ia căpătând acolo amploare din anii 50, iar din 1970 și un pic se practică la scară largă în Statele Unite. Apoi a fost replicată și în alte țări. Este o chirurgie care urmărește să arate extensia țesutului, extensia tumorii în țesut în mod în timp real. Se aplică doar sau majoritar carcinoamelor, deci nu este o metodă care se aplică melanoamelor. E o mică excepție, dar grosomodo chirurgia MOS nu este pentru melanoame, este doar pentru carcinoame. Carcinoamele derivă tot din piele, dar din celulele nepigmentate, care nu produc melanină. Sunt infinit mai frecvente, adică în Statele Unite, de exemplu, sunt diagnosticate cam 5 milioane de cancere de piele pe an. Sunt mai multe decât suma tuturor cancerelor legate de alte organe. Și din aceste 5 milioane de cancere de piele anual, doar 150.000, să spunem, sunt melanoame. Restul sunt carcinoame, pentru că și celulele nepigmentare sunt mult mai multe. Carcinoamele sunt dependente, 90% sunt cauzate de soare. La melanom nu există această dovadă că 90% din melanoame sunt dependente de soare, dar carcinoamele da. Și revenind la acest tip de chirurgie, ea urmărește, unul, să îndepărteze complet tumora din țesut, așa încât rata de succes a acestei intervenții este de 99%, adică produce 99% vindecare, și doi, ce mai urmărește este să conserve țesut normal, sănătos, pentru că majoritatea carcinoamelor apar pe zonele cele mai expuse, cea mai expusă e fața. Și atunci știm cu toții că în chirurgia oncologică, în chirurgia clasică oncologică, există niște limite, să numesc limitele clasice de excizie. Și pentru carcinoame, dacă nu ai putea sau nu ai la îndemână chirurgia MOS, limita aceasta este între 4 și 6 mm margine, de o parte și de alta a tumorii. Și închipuiți-vă că avem în mijlocul obrazului, să spunem, un carcinom de 1 cm, la care 5 mm într-o parte, 5 mm într-o parte, înseamnă că atunci când excizezi, rezultă un defect care are 1 plus 1, 2 cm, adică ai un soi de gaură în obraz de 2 cm. Dacă îmi permite zona, doctor. Nu e neapărat o mutilare, adică putem să o privim și în acest fel, dar gaura aceea nu rămâne pur și simplu gaură, ci se reconstruiește. Însă acest lucru, de exemplu, dacă avem o tumoră în colțul ochiului, nu ne permitem să avem o margine de acest fel de siguranță și atunci trebuie această metodă să o folosim, așa încât să știm că și dacă îndepărtăm un milimetru de jur împrejurul tumorii, atunci vom ajunge în țesut curat. Această metodă pur și simplu presupune excizia unei felii mici de țesut de jur împrejurul tumorii și examinarea la microscop a marginilor, și cea profundă și marginile laterale. Astfel încât faci o hartă, pur și simplu, a leziunii și poți să știi, da, totul este curat sau într-o anumită zonă, să zicem, dacă privim totul ca pe un ceas, de la ora 12 la ora 2, mai avem încă țesut tumoral. Și atunci chirurgul care i-a antrenat mai știe face de excizie, unde mai scoate o fâșiuță. În acest fel conservăm maxim de țesut sănătos. Și atunci știm și că omul respectiv se vindecă, și știm și că închiderea sau cicatricea finală va fi cât se poate de estetică, îi va aduce un prejudiciu minim estetic.